Dacă omul acasă nu are nici un tablou, eu mă tem de el. La Cornești. De fapt, la Chișinău eram chiar pe 24, da. Și care a fost primul gând al tău? Cred că am trăit ziua asta, fiindcă aveam multe întâlniri. Am trăit-o mai mult prin emoțiile celorlalți decât emoțiile mele, fiindcă eu sunt o persoană, v-am observat, când se întâmplă ceva, panica, frica sau toate alte emoțiile rămân cumva foarte... fac un pas înapoi în interiorul meu și eu mai mult încerc să percep decât să manifest emoțiile mele. Și practic ziua 24 am petrecut-o spunând tuturor în jur că trebuie cu mai puține emoții să reacționăm la tot ce se întâmplă, fiindcă nu avem distanța necesară pentru a înțelege ce se întâmplă de fapt. Au urmat zile în care au fost, da, emoții de... panică, angoasă, până la, nu știu, tristețe profundă, adică probabil ca la toată lumea în situația asta, la neînțelegere totală ce ne așteaptă, nu că acum am înțeles mai mult ce ne așteaptă, dar în momentul acela era chiar așa acut. Eu, din potrivă, eu m-am bucurat că eu am venit când s-a întâmplat, când s-a început războiul și conflictul ăsta atât de neclar. Eu m-am bucurat că am venit, fiindcă dacă eram departe, cred că mi-eșam de minte. Eu eram mult mai liniștit să fiu aici decât să fiu departe. Eu nu pot să explic, e o contradicție poate, dar sentimentul meu era deja încă din decembrie că este ceva chiar clar care se întâmplă în curând și de asta am vrut cât mai repede să vin. Fiecare își trăiește anumite emoții diferite și fiecare are un anumit, nu știu, drum și traiectorie și dacă cineva a simțit că e bine pentru el și familia lui să plece, atunci trebuie să plece. Dar cineva care nu simte lucrul ăsta, atunci trebuie să rămână. Războiul e o catastrofă. E o catastrofă, în primul rând, pentru acești oameni care nu se mai poate trăi acolo în curând, nu să, chiar dacă se termină războiul ăsta mâine sau poi mâine, nu să revină toți acasă și o să înceapă să reconstruiască. Deci partea asta de reconstruire cred că va dura mult mai mult. Sunt familii distruse, sunt adică tragedii umane și pe mine cel mai mult m-a afectat toate, de fapt din toată istoria asta cel mai mult cred că m-a afectat să văd cum oamenii pleacă cu animalelor de companie. Asta m-a afectat mult mai mult decât toate alte știri și mi-am zis că dacă există așa oameni care țin atât de mult animalelor de companie, înseamnă că există o doză de umanitate acolo cumva la un alt nivel. După pandemie toți credeau că s-au deschis chakrele și suntem așa de spirituali, dar nu suntem, nu suntem, după cum vedem, nu. Și nu putem să spunem că sunt doar două tabere și acolo se măcelăresc între ei și asta ei nu sunt civilizați, dar noi restul suntem. Nu, eu am impresia că nu suntem chiar atât de spirituali pe cât ar trebui să fim și nu suntem chiar atât de respectoși vis-a-vis de viață, vis-a-vis de o altă persoană. Mie îmi vine greu să cred că noi trebuie să luăm o atitudine din asta super radicală și să ștergem literatura, să ștergem muzica, să ștergem pictura rusă. Că asta nu e ultimul conflict și nu e ultimul război pe pământ. Dacă se mai întâmplă ceva, care vor fi următorii pași? Deci noi cumva repetăm aceleași greșeli ale istoriei pentru mine. Fiindcă asta tot nu prima dată se întâmplă. Și cultura rusă face parte din cultura noastră, adică vrei, nu vrei, a fost format într-o școală unde s-a predat foarte mult anumiți autori, anumiți tehnic, cum s-a scos din tine. Dar asta nu te face pe tine de acord cu politica care o duce țara, Rusia contemporană. Eu cred că noi trebuie să ieșim cumva ca oameni, să ieșim la un alt nivel de
de reacțiune între noi, de hotare și de pace. Legenda despre cum sunt moldovenii, iată, am găsit o formă. În sfârșit am văzut-o și nu cu ochii, nu știu că chiar așa și este. Și acolo unde nu te aștepți, acolo, la omul cel mai simplu, acolo se găsește bunătatea, alinarea, bucat de pâine, un colț de pat. Scopul în sine nu e de a deveni pictor, atunci când iei ore de pictură. Scopul în sine e de a-ți găsi acel spațiu de libertatea ta interioară, de timp cu tine, unde tu, orice nu s-ar întâmpla în viața ta mai departe, tu să ai unde te refugia și reveni în interiorul tău ca să supraviețuiești. Asta e ideea picturii, muzicii și multor alte ocupații creative. Desigur că ai noștri, spun așa, mă refer la spațiul Unesco, sunt mai... Înțeleg mai ușor ceea ce pictez eu, cumva e mai accesibil, fiindcă sunt mici detalii care duc cu gândul la copilărie, care au trăit-o concret. Dar am observat că nu doar ai noștri înțeleg ceea ce pictez eu, înțeleg și grecii, și spaniolii, și suedezii, și francezii, și... Adică nu e chiar doar o chestie culturală, dar înțeleg diferit, înțeleg și alte lucruri din pictura mea, nu doar copilăria din Moldova. Eu cred că sunt acei care, în primul rând, nu se tem de culoare, nu se tem de... Eu folosesc foarte mult culoare, dar întotdeauna mi-am amintesc de niște cuvinte, de aura unei profesoare din Franța, care spunea trop de couleur, pas de couleur. Prea mult culoare egal zero culoare. Toate culori care eu le folosesc, cu timpul încerc să le aduc într-o armonie. Nu sunt pur și simplu haotic împrăștiate și fără sens. Adică pentru mine culorile, într-o pictură, e ca o muzică. Ele trebuie să fie armonioase. Ele trebuie să existe un om alt. Ele aparte nu au niciun sens. Toate împreună haotic. Tot mai au niciun sens. Deci, așa, încerc să le dau o melodie, să le creez o melodie împreună. Și cred că, da, asta e pentru cine e un pic sensibil și într-o căutare, poate, de armonie, cred că asta și îl atrage. Niciodată nu poți să te forțezi să sari mai sus decât poți sări, da? Și asta se simte foarte mult în artă, când prea forțezi ca să avansezi, să fii prea productiv, atunci dispare ceva din autenticitate. Numește trei pictori care au... Care îmi trisare așa inima. Da, asta o să mă repet, fiindcă el cred că nu se scheme niciodată, dar asta e Claude Monet. Dar Claude Monet cu Pinul Ferei, asta cred că aș putea să trăiesc în sala oranjeriei, să privesc dimineața până seara doar pictura asta. Asta e Nicola de Ștar. Și poate Serge Polyakov, adică din ăștia trei, unul francez și doi sunt ruși. Ruși emigrați. Eu n-aș putea trăi cu pereți goi. Orice să fie acolo, numai să nu fie. Eu când intru la cineva acasă și văd perete alb, pe mine mă apuc o frică. O frică. Ce se face în capul acestui om? Unde este muzeul? Măcar un afiș, măcar ceva, măcar... Dacă omul acasă nu are niciun tablou, eu mă tem de el. Având tablouri, este o sursă de evadare vizuală. Și eu cred că asta nu e o regulă doar pentru pandemie sau nu mai știu ce alte catastrofe pot să mai întâmple, dar și în viața de zi cu zi asta e... extraordinar să ai în fața oricolo un portal prin care evadezi. Pur și simplu evadezi.
Eu nu, ca artist nu-mi pun bariere că, uite, acum s-a început etapa asta. De la sine sunt lucruri care, sau teme care apar, dispar, sunt cumva consumate sau își schimbă formă. Încă mi sunt interesanți copii, ultimii, practic, în jumate, doi, am lucrat mai mult la alte teme mai abstracte, formate mai mari, e o experiență care e importantă pentru mine. Fiecare artist când pictează un portret sau... într-o parte vezi că seamănă cu el, da? Dar eu nu-mi dădeam seama de lucrul ăsta până când n-am mers prima dată cu expoziție în Istanbul, în 2010, și publicul care era acolo foarte puțin așa vorbeau engleză sau franceză și doar îmi spuneau așa, mi-arătau ochii și spunea asta, tu? Și atunci mi-am dat seama că da, chiar ochii chiar seamănă cu ochii mei, dar nu, până atunci nu mi-am dat seama. Eu de asta consider că eu nu fac, de fapt, portrete reale, eu fac portretele unor suflete, cred, mai degrabă, decât chiar unor copii. Eu întâlnesc de multe ori copii din tablourile mele, de multe ori se întâmplă așa o întâlnire. Am des întrebări de la clienți, da, eu vreau să mă pictez pe mine, nu pot să te pictez pe tine. În Republica Moldova sunt atâția artiști care sunt excelenți portretiști, adică aveți de unde să mergi să vă fac un portret adevărat. Eu pictez altceva, chiar dacă a devenit un brand, portretele de copii, dar ele, eu nu le consider portrete de copii, e un pic altceva. Tabloul întotdeauna apare cum? Întâi apare undeva, nu știu, ca o dorință interioară, o necesitate, de fapt, interioară, cum spunea Kandinsky. După asta, ea apare așa ca un nou oraș în cap, adică începe o materializare în imaginație. Și după a treia etapă e materializarea. Care culoare potrivit pentru a reda toată tragedia? Cred că asta, răspunsul ăsta deja ar fi haosul unde nu mai există nicio armonie, unde ar fi toate culorile și nicio culoare. Cred că asta e. Războiul ăsta e o ieșire dintr-o armonie, da? E contrarul unei armonii. Deci, trop de culoare, pas de culoare. Pictură îmi plac toate culorile. În ultimul timp am început să-mi placă mult și oranj-galben, așa sunt, da, poate galben sunt așa un pic atrasă de oranj-galben. Am în atelier, n-am reușit să termin, dar am început o lucrare foarte mare abstractă, care e cu galben, mult galben. Dar în perioadă lungă de timp, da, albastru și verde. Probabil nu se pictă niciodată culoarea neagră. Pictorii au avut foarte mult și artiștii în general au avut foarte mult de suferit din cauza pandemiei și acum, cu războiul, eu nu știu, vor apărea și probleme foarte tehnice, apropo de ulei, materialelor pe care le folosim, fiindcă mai ales zona asta de est, unde foarte mult material vin din Rusia și din Ucraina. Și plus că ele și așa nu sunt ieftine, dar se vor mai scumpi toate. Nu știu ce să spun. Nu mi se pare o perspectivă foarte veselă. Dar pentru generația nouă care vrea să chiar acum învață, îmi amintește și de perioada când am învățat eu, unde era criză. Criză de culori, criză de pânze, de toate. Da, nu știu, poate că suntem noi așa... Am impresia că generația, mai ales a noastră, e făcută să treacă mai prin crize și prin schimbări de... Prea multe. Eu am avut așa speranțe mari că după primul an de pandemie se va întâmpla nu știu ce minuni și lumea se va schimba și va deveni bună și va deschide sufletele, dar nu mai cred în așa povești, pur și simplu nu cred. Eu cred că omul rămâne a fi, din păcate, rămâne a fi, nici nu pot să spun animal, dar așa o fiară, da? Că animalele sunt foarte bune. Animalele au altă blândeți și în lumea animală există alte reguli care ele sunt juste. Omul este o fiară injustă și tot timpul așa a fost și tot timpul cred că așa o să fie. Eu nu mai cred în minuni de genul ăsta că după război, dar după pandemie, dar după... Nu. Sunt oameni care individual evoluează și
sunt altfel și există mase care sunt manipulabile și sunt fiare. Lucrarea, în momentul când e terminat, e deja nu mi-a aparține mie, deci eu nu pot să mă atașez de lucrare. M-aș atașa mai mult de posibilitatea de a crea alte lucrări decât de însuși un obiect. Eu creez pentru oameni, eu nu creez decât din necesitatea mea interioară, dar obiectul în sine, el are viața lui, odată terminat. El nu mai aparține mie.